Șerpi. Dragilor, sunteți puțini și sunteți obosiți și sunteți după o etapă foarte grea. Carmen și Andreea au ajuns la mine primele. Bravo. Eram atât de obosite și epuizate că nici n-am știut cum să ne bucurăm în momentul ăla. Da, ne-am bucurat pe interior, așa. Mergeți la locul vostru. Mulțumim. Mulțumim. Bravo, fetelor. Bravo, mulțumim mult. Nu mă surprinde că Andreea și Carmen au ajuns primele. Nici nu mă bucură. Ne bucurăm că am reușit să demonstrăm că, ok, putem. Când îți vezi prietenii pe toți patru, îi vezi de acolo, cumva te împarți în patru, pentru că nu știi unde să-ți îndrepți sentimentele, simpatiile pe care le avem pentru ambele perechi. Pot să-și ocupe locul în formație. Și Sorin și Nicolae. Sincer, nu am nicio reacție pentru că suntem obosiți. Da. Ce să facem? Sărim să se bucure când mai avem blagă. Ne-am trezit acolo singuri, condamnații la zeu. A fost foarte greu. N-am simțit un moment de singurătate mai puternic decât acesta. Ioane și Ioana, haideți lângă mine. Ne luăm ghiozdanele? Nu. Luați. O să avem nevoie de ele? Fără ghiozdane nu se poate. Nu vrei amintiri? Avem cele mai frumoase amintiri. Suntem pregătiți pentru orice, dar nu vrem să plecăm deloc. Ne și mai am zis să plâng acum, pentru că sunt foarte fericită. E greu să descriu ce înseamnă pentru mine să expres. Am avut atâtea momente care am zis că nu mai pot, că o să mor, că... Mi-am depășit atâtea limite. Eu nu m-am văzut capabilă să ajung atât de departe aici, deși în fiecare zi mi-am spus că vreau să ajung în finale și că vreau să câștig și ar fi poate cea mai mare reușită a vieții mele. Și am câteva. Și nu vreau să am acum atitudinea unui om care are capul sub peietor și e cu un picior în avion. Cum spuneam astăzi la moment, că mă simt cu un picior în avion, simt că nu mai pot să ies din proba asta, care nu era grea. Dar te simți blocat în multe momente pentru că ești speriat. Au vorbit foarte frumos și foarte emoționant. Mi-a venit să plâng. Și a fost chiar un moment foarte sincer și onest și frumos. Nu voiam să plec din Asia Express fără să spun ce simt. E foarte important pentru mine ce am făcut aici, în concurs până acum, ca probe, ca misiuni, ca momente pe care le-am depășit. Voi ați fost și sunteți sufletul echipei, sarea și piperul. Bomba și fitilul. Așa e. Dar lăsând doar ce fel de glumă la o parte, să știi că am învățat foarte multe de la fiecare echipă, de la fiecare om care e aici. Și pentru noi este un mare pas în față, în viața noastră, faptul că am venit împreună la această competiție și faptul că am ajuns până aici ne umple de mândrie și orice ar fi să fie de acum încolo, noi suntem fericiți și vă mulțumim fiecăruia în parte și nu glumesc absolut deloc. Așa și trebuie, să fiți mândri de voi. Nu sunt lacrimi de tristețe. Să fiți mândri pentru că v-ați descurcat. Și a fost greu, greu cu adevărat. Și știm prin ce a trecut cu toții și știm prin ce a trecut Ioana și știm prin ce a trecut Mane. Cu Ioana. Cu Ioana. Uneori m-aș fi bucurat să aibă roți. Sau un fermoar la gură. Chiar totul a meritat și sunt foarte fericit că am venit cu Ioana și mulțumesc pentru experiența asta. În unele momente am fost foarte... Foarte supărați. Și ea este rățuiul Garfield.
Și amândoi sunteți minunați, să știți. Sunteți tare, tare de gălași. De fiecare dată când ajunge cineva acolo, eu am un gol în stomac. Gol în stomac, că plecăm noi. Deși când a trebuit să-i votăm, i-am votat ca să nu ne ducem noi, i-am votat pe toți. Adică la modul ăsta este. Și asta fac și la rândul lor. Și la rândul lor. Normal. În situația asta te gândești doar să fie zeul verde, pentru că îi vrei lângă tine în continuare. A venit momentul să cer cutia aceea pe care absolut am tot amânat să o cer. Ne-am întors la Asia Express la finalul unei zile lungi, obositoare, cu multe misiuni și tot atâtea emoții pentru cele trei echipe din cursă. Ultimii ajunși, Mane și Ivana, trec printr-unul dintre cele mai grele momente de până acum. Toți sunt la capătul puterilor, însă, în sufletul lor, nimeni nu-și dorește o despărțire. Cu atât mai mult cei doi puși în fața judecății, unde, după cum am văzut, zeii nu țin cont de lacrimi. A venit momentul să cer cutia aceea pe care absolut am tot amânat să o cer. Uite! Mulțumesc, Samsung. Cu toate că eram foarte emoționat și știam ce are să urmeze, am vrut să deschid eu cutia. Vreți să faceți voi asta? Să facem până la final. Poate fi ultimul task. Hai să ne bucurăm de el. Uite ce curajos, nu ne bucurăm. Normal. Să mai fie ceva de făcut. Încă puțin. Mă agățam chiar și de deschiderea aia de cutie. Mai voiam un pic în competiție. Poate fi o misiune, așa e. Mă dau în partea asta. Îl văd mai târziu dacă sunt mai departe. Ok. Cu toții, parcă da, îi doream cumva înapoi, așa. Parcă a dat gol Hagi, știi, da, la exact, la campionatul mondial. Bravo! Sunt fericită, rău. Nu cred că am trăit de mult emoții atât de intense. Am fost convinși că e un zeu roșu. Suntem foarte fericiți că s-a încheiat așa. Au fost foarte multe momente în care am picat, dar crede-ne că nu am vrea deloc să ieșim din competiția asta. Suntem... am e emoții. Tot ce avem am acum. Emoții. Am emoții foarte. Nu avem roșii de stropit acasă, Mane. Avem mai... de tuns la vie, dar... Doamne, e ok. Noi ne-am bucurat, Nicolae s-a bucurat. Eu m-am bucurat. Că...